Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! O nouă cafea, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Vești bune, vești bune avem pentru toți antivacciniștii. A ieșit Toașu Gheorghiță și ne-a spus toți cei care lucrează în domenii esențiale și au avut ghinionul să înscrie după data de 28, sunt amânați la vaccinare 10 zile. Așa că, deoparte. De ce? Nu mai sunt vaccinuri, pentru că băieții aceia care le fac au zis că europenii mai pot aștepta. Pentru că ei își măresc producția. Deci, vești bune, cum spuneam. Vești și mai bune, dacă doriți. Liberalii de la Grințieș, o localitate istorică în județul Neamț, probabil că ieri au stabilit majoritatea nouă în Consiliul Județean, adică ei n-au votat cum au promis că vor vota și viceprimarul de la Grințieș a fost ales de PSD-iști împreună cu Pro-România, ceea ce înseamnă că protocolul s-a încălcat și Pro-România va merge acasă la domnul Arsene, adică în Consiliul Județean. Partea din Pro-România. Vedem ce se va întâmpla la nivel de vârf. Dar una peste alta, nu mai vești bune în această dimineață. Dacă mai vreți una, ci că va fi pedeapsă cu închisoarea pentru persoanele care fură identitatea altor folosesc identitatea altor persoane pe Facebook, pe conturi. Vă dați seama cum se vor stabili lucrurile astea și cât de repede, pentru că în momentul ăsta sunt zeci, dacă nu sute de plângeri apropo de asemenea lucruri. Și ele sunt soluționate nu în zona respectivă. Adică nu sunt soluționate. Că nu există personal. Probabil că va trebui să angajeze hacker ca să meargă lucrurile bine. În altă ordine de idei, astăzi, pe final de lună ianuarie, ne-am gândit că ar fi bine să stăm de vorbă puțin despre lucruri importante până la urmă. Adică, suntem un județ care avem șomaj sau nu avem șomaj, avem șomaj oficial și șomaj neoficial, suntem un județ în care beneficiem de niște ajutoare de la Onor Măria sa guvernul și dacă aceste ajutoare chiar ajung. De aceea am zis să insistăm ca să vină astăzi în emisiune, chiar dacă trebuie să vină de la Roman, asta e, să ajungă mai devreme la noi, pe doamna Titela Popescu, director executiv al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. Bună dimineața și bine ați revenit anul acesta în platoul nostru de la Mesagerul de Neamț. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna cu plăcere. Ați văzut că nu mai vești bune avem. Nu mai vești bune, nu mai vești bune avem, așa că haideți să continuăm cu... Și noi de la șomaj tot cu vești bune venim. Tot cu vești bune. Cum stăm cu șomajul? Comparativ cu anul trecut, suntem cam la aceeași cifră a șomajului pe județul Neamț, 4,1% rata șomajului calculată în ponderea populației active ocupată. Pe comune rămân fruntașe, să spunem, la capitolul șomaj, comunele Văleni, Valea Ursului, Oniceni, Pâncești, deci sunt zone unde șomaj ajunge până la 18%. Spuneați ceva de genul... Stați o secundă, sunt zone în general mai izolate, nu? Mai izolate, da, da. Și acolo avem și numărul cel mai mare de persoane asistate social. Deci vorbim pe zona comuna Oniceni în jur de 340, Valea Ursului în jur de 300, deci sunt Văleniu, la fel au aproape 200 de persoane asistate social. În general, în zonele astea, știți cum, când am discutat foarte mult, s-a discutat despre posibilitatea de a le găsi un loc de muncă. Sunt și fără studii, sunt foarte mulți analfabeți. La un moment dat, noi aveam o statistică anul trecut. Asta noi ne calculasem așa, cam funcție de ce studiau, ce și-au declarat, că mulți declară că nu au școală, tocmai ca nu cumva se trimis la un loc de muncă. Și nu prezintă adică niciun document. Ei declară că nu au școală. Declară că nu au școală. Ca să nu-i trimis să muncească. Ca să nu-i trimis să muncească. Noi le cerem acte să vină la înscriere, dar, doamnă, noi nu avem nimic.
Deci deja mulți din ei știu lecția asta. N-am făcut nimic, suntem analfabeti, nu vin decât cu copii de buletin ca să îi putem înregistra. Și atunci nu prea ai dovadă lucrul ăsta, nu avem cum să-l forțăm. Dacă ei spun că nu au școală, ei pe bună îi punem eventual semnezi o declarație propria răspunderii. Și cum o semnează dacă sunt analfabeti? O scriem noi, că ei nu știu să scrie și ei semnează. Am avut cazul când a să fie convingător. A cerut tușiera și a pus degetul în tușiera și a pus degetul. Deci ce îmi spuneți dumneavoastră sunt lucruri aproape incredibile. Noi ne confruntăm cu astea. Deci eu până în data de 1 mai anul trecut, 1 iunie 2020, eu am lucrat direct cu aceste categorii de persoane. Pentru că am fost persoană de execuții, am mers cu ajutoare sociale pe zona Roman. Le duceam noi adeverințele odată la 3 luni, deci aveam împărțită activitatea fiecare din colegi și mergeam să le ducem mai adeverințele. Și îi chemam să vină la primărie, le prezentam lista cu locuri de muncă, în momentul când vedeau lista deja era un pas în față, dacă până atunci se înghesuiau să le dăm adeverințele, nerespectând nicio ordine, când spuneam vă dăm locuri de muncă, deja vă spun, se făcea coridor, coloar, toată lumea aștepta liniștită, nu mă trimiteți la loc de muncă, 11 motive. Deci se găseau, nu ne-a prea reușit treaba asta cu a trimite la loc de muncă pe cei de la ajutor social. Deci am dat trimiteri, să știți, și chiar necalificați cu 2 clase, cu 3 clase și au venit cu negații, pentru că angajatorii au fost nemulțumiți. Nici ei au spus, dom'le, dar ce-mi trimiteți? Pentru că ăștia nu vor să muncească. Dacă nu e un om motivat, eu nu-l angajez. De asta avem problemele astea și rata asta, șomajul atât de mare, mai ales pe aceste comune, care sunt comunele și cu numărul de adeverințe sociale cel mai mult eliberate din județ. Doamnă director executiv, avem aceste comune, avem foarte mulți asistați sociali. Credeți că e chiar reală cifra asta? Adică nu e cam umflată cu pompa? În ce sens? În ce sens? Sunt făcute de primărie. Nu, am înțeles. Eu vorbesc de primărie da. Acum. Da. Deci, dom'le, când ai 300 de asistați sociali într-o comună, nu-ți pui tu ca primar întrebarea că e o problemă? Pentru că eu știu că ajutoarele astea sunt niște condiții ca să le dai. Sigur, e o anchetă socială pe care o face primăria. După aia cei care fac plățile sunt Agenția Județeană de Prestații Sociale, care primește niște documente de la dosar. Doamnă, dau banii. Deci stăteam acum și mă gândeam, unde au 300, ei ar însemna să aibă câte un dosar pe zi. Făcută, aproape. Sunt făcute la un moment dat, că sâmbete, duminici. S-a adunat și la 3 luni aceste comune solicită aceste adeverințe pentru cei care, pentru că ei dacă primeze la noi adeverința când ultimele 3 luni nu au găsit loc de muncă, li se dă în continuare acest ajutor social. Dar locuri de muncă, dacă ei nu le acceptă sau spun că nu au cum să facă naveta și sunt și situații adevărate. Bine, e adevărat că sunt și locuri. Nu au cum să ajungă la locul de muncă, angajatorul nu le plătește naveta. Vă dați seama, dintr-un salar minim pe economie să-ți plătești naveta, tot de ce n-ar mai rămâne cu nimic. Într-un fel sunt și ei motivați. Bun. Pe de o parte este adevărat. Pe de altă parte, eu ca primar mi-aș pune întrebări asupra eficienței serviciului social, asupra veridicității anchetelor și asupra faptului că poate acei oameni nu îndeplinesc toate condițiile. De exemplu, nu știm dacă într-o familie de genul ăsta copiii se duc la școală. Nu știm. Dar poate totuși trebuie să aflăm. Deci, noi ne-am propus, la nivel național va fi o campanie privind asistații sociali, și vor fi cooptați și asistenții sociali din cadrul primărilor. Deci există lucrul ăsta deja pornit la nivel național. Acum așteptăm proceduri, metodologii de lucru, să vedem cum ne organizăm pe luna februarie. Adică și să mergeți dumneavoastră în control? Da, și sperăm să colaborăm, deci va trebui să colaborăm cu primăriile. Fără ajutorul lor, noi nu putem să facem nimic, vă dați seama. Deci stau și mă gândesc cum va arăta. Să avem sprijinul lor, pentru că noi chiar am vrea să facem lucruri. Deci eu stau și mă gândesc cum va arăta un asemenea control. Vine omul de la AJOFM, se duce în Valea Ursului. Bine, primarul de acolo este un om extraordinar, primarul de la Valea Ursului. Problema e să-l găsești. Am înțeles. Deci problema e să-l găsești și să-și răspundă la întrebări. Sau alt primar. O să încercăm să facem lucrul ăsta foarte bine planificat.
Acum depinde și de dumnealor, dacă vă răspund. Depinde de COVID, da. Dacă îți dau oamenii drumul înăuntru. Asta, sigur că da. Ce să răspunde un om dacă îl întreb, domne, se duce copilul la școală, îți răspunde sau nu îți răspunde? Probabil că și cei din școli ar trebui să dea niște răspunsuri cu privire sigur. La pusul absențelor sau nu sigur. Pentru acești copii. Sigur. Sunt mai multe instituții. Acum, deocamdată, noi am fost cooptați. O să vedem cum ne vom organiza. Păi ăia care fac treabă, tot pe ăia îi trimiți. Da. Da. Doamna director, să continuăm, deci, cu șomajul. Da. Deci, la nivelul județului, vă spuneam că am 4,5%, ca și ofertă de locuri de muncă. Sunt și aceste luni de iarnă, ianuarie, februarie, întotdeauna am avut o ofertă mai slabă de locuri de muncă. În condițiile și acestei pandemii, condițiile în care există acest șomaj tehnic, deci noi pe această perioadă, de când a început pandemia, noi am lucrat, cred că jumătate din colectivul agenției a lucrat pentru aceste dosare de șomaj tehnic. Ele s-au descărcat pe platformă aici.gov.ro. Am avut probleme la descărcarea acestor documente, nu au fost toate corecte, cam 80% au trebuit să revină. Am fost un fel de call center, știți, luat legătura cu angajatorul, cu contabilul, să rectifice, să corecteze. Deci a fost o muncă titanică, lumea a lucrat sâmbătă, duminică. Acum, la început de an, e mai, apropo, mai mic. Dumneavoastră primiți sporuri COVID la... Noi nu primim absolut nimic. Dacă nu v-ați orientat să fiți în subordinea prefecturilor... Și noi lucrăm cu publicul, deci în continuare ne-am luat măsurile de prevedere la nivelul agenției. Nu se intră în birouri, deci avem ușile cu glasvant, se iau documentele prin fantă, avem agenți de pază, limitează intrarea în instituții doar la 3 persoane. Încercăm să ne protejăm, să nu avem probleme, suntem și așa puțin, nu vrem să îmbolnăvească nimeni. Știți? Am înțeles. Deci oferta este slabă. Oferta este slabă. Pe zona Piatra Neamț avem în jur de 120 de locuri de muncă. Ca și meserii, tâmplar, tapițer, necalificat în tâmplărie. Avem foarte multe solicitări de la firma Imob. Ei permanent au... solicitare, 20 de locuri de muncă avem. Vor să angajeze, nu prea sunt interesați să meargă să se specializeze pe domeniul ăsta. Deci, asta e situația. Pe dumneavoastră, acum mi-a venit în cap ceva. Pe dumneavoastră, v-a sunat cineva vreodată de la inspectoratul școlar sau de la vreo primărie să vă întrebe: băi, oameni buni, voi vă ocupați cu locurile de muncă, cam știți ce e. Oare cine spune voi să facem noi ca profile pentru anul viitor? Sau pentru peste 2 ani sau peste 3 ani? Nu, pe noi nu. Cred că discuția asta totuși ar, zic eu, gândesc că ar trebui sau poate chiar și este discutată la nivel de minister, vă dați seama. Eu nu cred că cel de la minister știe mai bine ca cei din AJOFM care este tendința angajatorilor pentru următorii ani. Adică mie mi s-ar părea de bun simț ca un general să trăiți de inspectorat, să spune: domne, noi cam peste 4 ani, cam de ce meseria am avea nevoie? De ce vor angajatorii? Probabil că discută prin Camera de Comerț, mă întreb. Noi nu am fost implicați în astfel de discuții. Noi am încercat să ne gândim programul nostru de formare profesională. E vorba de cursuri de calificare și de perfecționare, deci nu la nivel de școală profesională. Deci dumneavoastră să-i aduceți pe cei care vor și deci să califice. Deci noi am încercat să estimăm cam ce ar fi meserii, ce s-a căutat, mai ales în acest an. Nu mai facem cursul care le făceam înainte, făceam foarte mult cursuri de ospătar, bucătar. Acum ce faceți? Nu mai sunt solicitate. Anul acesta ne-am propus cursuri în mai multe domenii, pe meserii, mecanic auto, pe ce am văzut noi că s-a căuta, tinichigiu, sudor. Curiozitatea mea, cine preda aceste cursuri? Aceste cursuri sunt predate fie de lectori, dar sub firme private sau sub centre de calificare care sunt autorizate. Colaborăm cu Centrul de Formare Profesională Regional de la Mureș și de la Cluj. Cu cei de la Cluj, ei sunt autorizați pe agenți de pază. Și facem calificările pentru agenți de pază în colaborare cu aceste centre. Cu Mureșul, anul acesta ne-am stabilit cursuri babysitter, agent de vânzări. Încercăm meserii. Uite, babysitter este o meserie de viitor. Dacă vor mai fi copii în țară. Dar asta e altă poveste. Să fie. Are grijă Dumnezeu să fie. Deci am încercat să oferim o gamă mai largă de ocupații.
Acum așteptăm să fie aprobat bugetul și probabil că vom porni licitațiile pentru cursuri. În măsura în care noi vedem că sunt cursuri pe care noi le-am gândit și nu o să fie persoane interesate, noi schimbăm. Deci avem flexibilitatea să introducem un curs pentru care, de exemplu, există solicitări. Au venit șomeri care au solicitat curs de frizer. S-au adunat 5-6 persoane, am încercat după aia să mai atragem alții, am făcut rapid grupa de frizer și am dat drumul la curs. Deci flexibilitatea asta o avem, să ne reglăm funcție de cerința pieții muncii. Dar v-am zis, asta o facem la nivelul nostru, este un nivel mic. Ca și calificare ne-am propus o sumă, o cifră cam de 500 de persoane. Anul trecut a fost mai dificil, fiind pandemie, cursurile s-au suspendat, multe din ele nu s-au mai ținut, n-am mai avut lucruri de practică. Cursurile astea sunt plătite? Cursurile astea sunt gratuite pentru șomeri. A, măcar la dumneavoastră sunt gratuite. Sunt gratuite. Știți, vă spun eu, apropo de cursuri, facem o voie, îi dăm voie să respire un pic, doamna director executiv. Una din cele mai mari și urâte afaceri în România, îmbrăcat așa în staniol, știți, ca să nu miroase, este aceea cursurilor pe care le fac, de exemplu, profesorii ca să obțină credite. Deci dacă vrei să obții credite, că fără ele nu poți, trebuie, nu știu, din câți în câți ani să ai niște 90 de credite, trebuie să faci niște cursuri. Și aceste cursuri, într-una din emisiune viitoare o să vă dau niște exemple, costă, de exemplu, 10 milioane un curs pentru 20 de credite, tu trebuie să faci 90. Faceți o socoteală cam cât costă și cine sunt. Sunt adevărate rețele care duc la îmbogățiri cu justă cauză, nu fără justă cauză, și profesorii, învățătorii sunt obligați să intre în aceste cursuri care de cele mai multe ori sunt formale, ca să nu spun altfel. Revenim la doamna director Titela Popescu. Da. Oare cursuri sunt adevărate, cu practică de verificat, da. Deci sunt cursuri serioase. Așa. Bun. Acum, cu șomajul m-am lămurit. Suntem la fel ca anul trecut, chiar dacă am trecut prin pandemie. Locuri de muncă nu prea... Sunt puține. Pe puține. Roman 100, pe Târgu Neam sunt cele mai puține, în jur de 20. Ei da, sunt acolo nu este șomaj, nu? Sau este șomaj da, pe Târgu este, Neamț. Este. Știți cum? Problema este că sunt persoane... 13 locuri avem pe zona Târgu Neamț. Noi spunem că rata șomajului 4% funcție de câți șomeri au venit să înregistreze. Sunt persoane care nici nu vin măcar să se înregistreze. Nu vor să aibă de-a face cu agenția. Nu interesează nici calificare, nici formare. Nu ne dăm seama cum supraviețuiesc. Asta e problema lor. Probabil că au un afară de care îi sprijină. Deci este mai sau probabil că lucrează la negru, lucrează deci, în agricultură. Da. Deci noi nu avem pe toți să înregistrați. Unii fură. Unii deci, fură. Da. Da. E posibil să fie mult mai bun. Mare șomajul. Hai să trecem de la domeniul da. Ăsta care nu mă... nu e un domeniu foarte... Haideți să vedem. Să în momentul acesta, prin agenție, sunt tot, se derulează tot felul de programe de sprijin pentru angajatori. Pentru angajatori. Da. Bun. Haideți să le luăm pe rând. Dacă putem, una după da. Alta, să vedem ce programe sunt, că poate află și angajații sigur și se duc da. Să lucreze. În primul rând, șomajul tehnic. Care a, șomajul tehnic se referă la șomajul tehnic, tehnic, nu ce șomajul tehnic care e în instituții, în multe instituții nu. De stat. Eu vorbesc nu. De cei particulari. Șomajul aici. Tehnic, în, da, în, la cei particulari. El este în continuare acordat. Inițial, ordonanța 30 a fost acordată până la sfârșitul anului 2020. Și prin ordonanța... Ce spune ordonanța 30? Că persoanele care intră în șomaj, deci angajatorii își pot trimite persoane în șomaj tehnic dacă au restrângere de activitate, dacă s-au suspendat activitatea și pe perioada aceasta ei primesc 75% din salariul orice mediu. Angajator? Orice angajat primește, pentru fiecare angajat. Angajatorul primește 75%. Indiferent de cifra de afaceri? Indiferent. Indiferent. Deci în dacă... momentul când și-a suspendat activitatea, parțial, să spun, acum sunt, vă dați seama, perioada asta, restrângeri de activitate, persoanele care nu lucrează, stau în șomaj tehnic, angajatorul primește pentru ei 75% din salariul mediu. El are obligativitatea lunar să încarce pe platforma asta aici, aici.gov.ro, niște documente.
deja să cunoaște procedura. Am înțeles. Din 4 decembrie s-a prelungit, șomajul până tehnic când? Poate fi acordat până la data de 30 iunie anul acesta. Deci 2021. Până în iunie se mai poate. Deci da. Se merge în continuare cu șomaj tehnic. Din măsurile care au fost luate anul trecut tot pentru susținerea mediului de afaceri, este vorba de acea ordonanță 132. Angajatorii care angajează persoane peste 50 de ani care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență sau de alertă, deci angajatorii care angajează aceste persoane peste 50 de ani, pot primi o subvenție de 50% din salariul mediu brut. Această subvenție este acordată în baza unei convenții care este încheiată între agenție și angajator, cu obligativitatea angajatorului să-l mențină un an de zile. El tot așa, pentru încheierea convenției, depune niște acte pe această platformă. Lunar trebuie să prezinte ca și dovadă statul de plată, că el își păstrează angajatul acolo. Suma primită, v-am zis, 50%, maxim 2500. Și tot 50% primesc și angajatorii care angajează persoane cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, cu condiția ca aceste persoane să fie înregistrate în evidența noastră. Această ordonanță 132 a fost prelungită în data de 30 decembrie până la data de 1 septembrie 2021. Deci anul acesta până în 1 septembrie angajatorii trebuie să rețină că dacă vor să angajeze persoane între 16-29 de ani înregistrate la noi sau peste 50 de ani care au rămas fără loc de muncă în perioada stării de urgență sau de alerte, beneficiază 50% sprijin din bugetul asigurării de șomaj. Da, deci mi se pare interesant. Deci orice convenție făcută până în septembrie orica, deci da, convenție timp de un an de zile, timp de un an de zile după aceea. Sigur că da, de la data angajării. De la data angajării. Da. Dar de ce această, nu știu, cei care sunt peste 50 de ani. S-a constatat că mai mulți din cei peste 50 de ani au rămas fără loc de muncă. Da, și dar, o problemă dacă, s-a angajat. Dar dacă n-au rămas fără de loc de muncă în perioada asta și mai de mult, ar putea să intre la subvenții persoane peste 45 de ani. Întotdeauna am avut un buget alocat redus pentru măsura asta, chiar și scrie în lege. Se încheie convenții în limita bugetului. Deci cei care nu au intrat în această categorie, angajatorii pot oricum veni la agenție să se înscrie. Noi păstrăm un registru de evidență în funcție de data angajării, CNP-ul persoanei, luăm număr de telefon al agentului economic și în măsura în care ne se aprobă buget pentru aceste convenții, ei pot intra pe această subvenție care ar fi de 2250 salariul minim pe economie. Era 2250, ar fi lunar timp de un an de zile. Anul trecut, de exemplu, bugetul ne-a fost suplimentat în urma rectificării bugetare în octombrie și am putut să încheiem 340, deci convenții pentru 340 de persoane peste 45 de ani. Deci am luat în ordine de la în ordinea înscrierii. Da, în ordinea înscrierii și am reușit să mai acordăm convenții. O să vedem anul acesta când o să avem suplimentare. Deci ei nu sunt, rămân în atenția noastră. Deci noi avem nădejde că o să primim bani ca să putem să ajutăm și grupul ăsta, cum ziceți dumneavoastră, care poate au mai de mult, stau mai de mult în șomaj. Da, pentru că sunt oameni care nu găseau nici înainte loc de muncă și poate printr-o întâmplare acum găsesc. Da. Și angajatorul este interesat să aducă. Sigur că da. Pentru că, na, și așa nu prea găsești oameni. Tot prin această ordonanță 132 a fost prelungită tot așa până data de 30 iunie, angajatorii au posibilitatea să angajeze perioada determinată de 3 luni. Persoane din orice categorie de vârstă. Dar perioada este de 3 luni, cu normă întreagă și ei primesc 41,5% subvenție pentru angajatori. Adică, practic, tot ce înseamnă partea de impozite. Contribuții, da. Impozite, contribuții, da. Acum, angajatorii, când m-a întrebat cineva, dar știți, dacă vreau după 3 luni să-l păstrez, mai primesc ceva? Nu mai primesc subvenții. Deci ordonanța prevede clar doar pentru 3 luni. Dumnealor doar își fac un act adițional la contractul respectivii persoane, îi prelungesc și asta de acum rămâne chiar pe seama angajatorului să descurce. Deci în 3 luni poți primi acele ajutoare. Practic nu plătești impozite și taxe și contribuții pentru angajatul respectiv. Da.
Ar mai fi ce a continuat tot până în 30 iunie, este acea ordonanță 147, prin care sunt acordate zile libere părinților care stau acasă cu copiii care lucrează în regim online și 75% din salariul mediu brut. Deci această ordonanță continuă atât timp cât va exista suspendarea cursurilor. Și ce mai avem o măsură pe care la fel am mai recomandat-o angajatorilor este cea măsură Kurzarbeit, îi spune, adică muncă, preluată muncă de la nemți, ei am înțeles că au experimentat o an de zile și funcționează. Muncă pe perioadă, interval de timp determinat. Maxim 50% angajatorul poate să țină salariatul acasă. Deci din, să spunem, 168 de ore pe lună, 80 bun, de ore. Bun, și ce facilități are angajatorul? Angajatorul primește pentru perioada cât angajatul nu s-a prezentat la muncă 75% din venitul cât ar fi fost alocat pe acea jumătate de lună. Deci, propriu zis, el își plătește angajatul pentru 80 de ore, iar pentru celelalte 80 de ore cât el a stat acasă, statul îi decontează 75%. Deci angajatul practic lucrează jumătate, jumătate din timp și restul stă acasă și statul subvenționează. Bine, angajatorul trebuie să facă dovada cu bilanțul, că cifra de afaceri a scăzut față de luna în care se întâmplă acum un an de zile. Pentru mulți că am discutat lucrul ăsta, nu-i problemă, pentru că chiar din cifra de afaceri au spus că nu 10%, chiar 25% la mare majoritatea cifra așa de afaceri, este, da, fiind și anul pandemiei. Deci cam astea sunt măsurile pe care noi le sprijinim în continuare, le subvenționăm. Da, sunt multe măsuri. Acum nu știu în ce măsură ele sunt și agreate. Să știți că avem solicitări. Deci sunt firme și mari, uitați, din județ, care au solicitat această perioadă determinată. Că mulți nu s-au complicat și mulți au zis, dar noi vrem sezonieri. 3 luni de zile este perfect. Să-i angajăm, statul îi dă 41,5%, deci avem, au fost... luni de lună noi avem... Dacă poți să dai și poți să dai și un salariu mai frumos atunci. Sigur că da. Pentru că e 41% din asta ce negociezi cu el. Asta e la libertatea și la angajatorul, deci, dacă vrea să stimuleze. Exact, dacă dai 41%, da, nu contează suma, nu e la salariu minim, da, sau ceva. Noi avem niște raportări săptămânale, deci sau în funcție de când ne solicită Agenția Națională, la fiecare din aceste măsuri, câte persoane au intrat pe șomaș tehnic în luna respectivă, câte sunt pe Kurzarbeit, câte 16-29, este deja în calcul un proiect pentru cei care au încheiat convenții anul trecut, peste 50 de ani. Va fi un proiect ca să relaxăm cumva bugetul și să preluăm pe fonduri europene aceste asta cheltuieli. Da. Asta da. Da. Și va începe proiectul, el teoretic a început de anul acesta, dar așteptăm bugetul ca să și pornim să... Deci suntem în mișcare permanentă. Am înțeles. Acum rămâne ca și societatea în întregul ei să fie în mișcare și toate, da, aceste măsuri să fie coordonate. Și eu, cum în perioada următoare o să începem o campanie, să încercăm să contactăm angajatorii, cei care mai își păstrează activitatea, sunt care au funcționat destul de bine și perioada asta, să încercăm să adunăm cât mai multe locuri de muncă, să avem o ofertă completă, pentru că nu avem. Este greu, angajatorii ar trebui în termen de 5 zile înainte de a angaja o persoană, deci când au vacantat un post, ar fi obligat să ne anunțe ca să avem și noi ofertă. Mulți spun, lăsați că mai anunțați și altă dată la agenții, nu s-a întâmplat nimic. Problema este, dacă nu s-a întâmplat nimic, nu a venit nimeni interesat. Dar este șansa cuiva, poate fi 1%. A venit în ziua respectivă și a văzut un loc de muncă pe care l-ai scos în lista de ocupare de la noi. Ar fi bine dacă ar colabora cu noi. Noi o să încercăm în perioada următoare să-i contactăm pe fiecare, o să ne organizăm și să adunăm cât mai mult loc de muncă, tot ca să venim în sprijinul oamenilor. Pentru că a da în ziar, lumea nu prea, cât nu toți au acces, nu toți își pot permite să cumpere ziare. Doar dacă urmăresc posturile. Nu, haideți să vă spun ziare. Ceva, nu mai au de unde să cumpere ziare, asta e marea problemă. Sunt mulți care vor să cumpere și nu le mai găsesc. Pentru și că... într-un fel responsabilizăm și angajatorii. În momentul când tu ai comunicat un loc de muncă la agenție, într-un fel tu garantezi pentru persoana respectivă când îi pui la dispoziție un loc de muncă real, verificat, știți? Asta e foarte important. O să vedem ce reușim, ce rezultate o să avem.
Eu nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Acum mă gândeam la un fel de sinteză a tuturor acestor programe de ajutorare care poate ar fi bine să ajungă la cât mai mulți angajatori, pentru că nici angajatorii nu mai citesc ziare și nici dacă nu au un șef, firmele mari au șef de personal, au, da, mă rog, care se ocupă, dar firmele mai mici mai greu ajunge informația la ei. Pe site, pe Facebook, adică da, dar știți cum e și pe Facebook, trebuie să citești mai mult decât titlul. Da, și pe site-ul agenției. Deci și pe Facebook, de obicei, da, trebuie să citești mai mult decât titlul și să mai și înțelegi ce citești. Da, poți să suni, deci nu este problemă. Deci am înțeles. Deci facem informarea asta în limita posibilităților. Vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Oameni buni, vești buni, ați văzut? În buna tradiție, statul dă ajutare sociale, dă aia, dar din păcate statul nu are un program coerent ca să-și dea seama dacă dă, ce se poate face mai departe, pentru că nu poți să dai tot timpul pentru trebuie să tipărești bani. Dacă nu și încasezi de undeva, ori nu poți încasa dacă nu faci și investiții, dacă nu ai un program coerent pentru viitor. Asta e, ne oprim aici și vă dorim cele bune. Numai bine!